Tu știai că ai o capacitate extraordinară pe care o duci cu tine tot timpul și nu știi să o folosești? William James, fondatorul psihologiei americane, spunea următorul lucru: puterea subconștientului omului este capabilă să transforme întreaga lume. Cum? Subconștientul se află în permanență în legătură cu inteligența infinită, creatoare, cu puterile absolute din macrocosmos. Ce înseamnă asta? Orice idee care ajunge să se imprime puternic în subconștient, cu siguranță se va manifesta mai devreme sau mai târziu în realitatea exterioară. De asta insist și spun că este important să oferiți subconștientului vostru doar idei benefice, înălțătoare și pe care vi le doriți în viața voastră. Este simplu, ceea ce lași să pătrundă acolo, devii, mai devreme sau mai târziu. Și este foarte important să fii conștient de asta, pentru că se zice că avem undeva la 65.000 de gânduri zilnic. Câte dintre ele sunt orientate spre ceea ce vrei să trăiești, spre viitorul pe care îl vrei, spre bucuria ta, și câte nu sunt împrumutate de la alții și reprezintă slăbiciune, teamă, neputință, da? Înfrângere. Gândiți-vă numai la știrile pe care le vedeți la televizor, câte catastrofe se întâmplă în lume. Ce face asta asupra ta în momentul în care privești și te plasezi emoțional și energetic în acea realitate? Subconștientul tău suge informațiile, suge aceste emoții. Și ce face? Încearcă să le manifeste în viața ta. Nu spun că nu-i bine să fii informat, însă cred că este și mai bine să-ți alegi informațiile și să-ți ferești până la urmă mintea de negativism. Să te protejezi, să-ți protejezi mintea subconștientă de negativism, pentru că dacă îl îmbrățișezi, dacă îl cauți, el se va manifesta în viața ta, se va multiplica, pentru că tu ai această putere de a crea. Ține minte lucrul ăsta.